Când luminile toate se sting și mii de artificii se aprind, mâinile noastre încet se cuprind, iar tu ești cea mai frumoasă. Fericire în ochii tăi citesc, amintiri cu prim multe iubiți. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și s-o poate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, cavalul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Așa, să ne învățim.
Mulțumim Mirunei și Valentinei. Bună seara și bine ați venit! Noi suntem Viviana și Cosmin. Și în această seară avem deosebită onoare de a fi gazdele minunatului eveniment dedicat bobocilor și anume Balul Liceului Tudor Vladimirescu Șimian, promoția 2019-2020. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru a ne bucura pe unul de farmecul perechilor aflate concurs. În primul rând, să le urăm bun venit colegilor noștri de la clasele a 9-a. Această seară este pentru ei un prim pas într-o călătorie nouă, iar pentru noi poate ultimul dans înainte de a schimba și noi. În al doilea rând, trebuie să mulțumim sponsorilor noștri cu a căror bună voință am reușit să demarăm și să finalizăm acest program pe care ni l-am propus. Aceștia sunt Cofetăria de Riz, videograf Ovidiu Diaconescu și supermarketul Ariana Șimian. Mulțumim de asemenea cadrelor didactice care ne-au sprijinit și îndrumat în realizarea acestui eveniment, precum și colaboratorilor noștri de la clasele a 10-a, a 11-a și nu numai. Cu acordul dumneavoastră, am vrea să prezentăm componența juriului. Președinte, doamna profesoară Mimiș Florentina, membri, domnul director Enrica Pierciva, doamna profesoară Lagoie Mădălina, domnul profesor Wanda Aurel, iar Gulfie Petre este reprezentantul elevilor și Curan Alexandru. Candidații de anul acesta ne-au cântat cu entuziasmul, jovialitatea și dăruirea lor și ne-au determinat să ne bucurăm de fiecare clipă petrecută alături de ei la repetiție. Cu speranța că v-a stârnit curiozitatea și pentru a nu mai prelungi emoția, participanți, să facem cunoștință cu perechile. Astfel, invitați în scenă perechea cu numărul 1 din Cristina Călin, de la clasa 9-a și Ionuț Căpățână, de la clasa 9-a. Cristina, are 15 ani, este o fire carismatică, iar motoul ei este... Îi place muzica și dansul, în special cel popular, motoul lui este, dacă până la sfârșit nu e bine, înseamnă că acela nu e sfârșitul. Să-i încurajăm cu aplauze! Perechea cu numărul 2 este formată din Larisa Mitoi, de la clasa 9-a și Alex Megan, de la clasa 10-a. Larisa, în vârstă de 15 ani, este o fire prietenoasă, iubește muzica populară, iar motul ei este unele reguli făcute pentru a fi cântate. Alex, partenerul ei, are 16 ani, este ca și Larisa, o fire prietenoasă, iubește șahul și literatura. Motoul lui este, atunci când îmi doresc un lucru, fac tot posibilul ca să-l obțin. Perechea cu numărul 3 este reprezentată de Daniel Cârnău și Daniela Ocan. Daniela este de tot clasa 9, are 15 ani, este o fire specială, jovială, carismatică, îi place muzica și asta nu o spunem doar noi. Daniela și cântă, ea fiind invitată de-a lungul anilor anterior la diverse evenimente susținute în cadrul liceului nostru. Motoul ei este, repete, mai rău. Daniel are 16 ani, este elevul clasa 10-a profesională, este o fire prietenoasă, sociabilă, iar motoul lui este, nimic nu este posibil în viață fără prietenie. Perechea numărul 4 este alcătuită din Costinela Chiriță și Cristi Cismaru, sau ales cu multe prieteni. Costinela are 15 ani,
iubește dansul și a ales să participe pentru că iubește competiția. Nici partenerul ei nu este mai prejos. Cristian este elev în clasa 11-a, e o fire plăcută, sociabilă, prietenoasă, iubește sportul, dar și dansul, atât cel popular cât și dansul modern. A ales să participe deoarece îi plac provocările. Motoul lui este: viața e o succesiune de momente, a trăi pe fiecare înseamnă a reuși. Perechea numărul 5 este reprezentată de Cristina Alexandra Olteanu de la clasa a 9-a și Ionuț Bingă de la clasa a 12-a. Ionuț este puțin mai mare, are 19 ani, este o persoană ambițioasă, sociabilă, iubește desenul și fotbalul. Motoul lui, zicem noi, îl și reprezintă: luptă pentru ceea ce îți dorești. Se aplaudă! Din partea fostului nostru coleg, Petre, un trandafir pentru încurajare. Calling when it's over, 'cause I'm dying inside.
Continuăm cu un program inedit, oferit de Mihnea Cinteză, Eduard Bobocică și Maria Bobocică de la Clubul Sportiv Grifonis Wandokai, care ne-au pregătit o demonstrație de îndemânare și perseverență sub îndrumarea sânseiului Nelu Popa. Și ne-ați provocat să luptăm cu noi înșine pentru a ne măsura dinamism. În speranță că ai noștri concurenți și-au mai domolit emoțiile, pe invităm în scenetă la următoarea probă, probă de postură generală. Rugăm concurenții să intre în scenă, iar jurul să fie atent la notare și să puncteze fiecare răspuns al concurenților. Vă avertizăm că întrebările au fost realizate cu mult umor și trebuie tratate ca atare.
ascultăm în continuare cu o scenetă realizată de Mihai, Cristina, Daniel și Lidia, sub îndrumarea doamnei profesoare Florentina Lolea. Megan Alexandru, Marius Pota, Piro Cristina, Drăghiș Lidia și Zmarov Cristian, Țâncușe Antonela, Ionuț Dincă, Pădrunțescu Mihaela și Ionuț Căpățână v-a pregătit un moment artistic. Yeah.
muzica este o alinare a sufletului. De aceea o invităm în fața voastră pe Mirona Panduru, care ne-a pregătit un moment muzical. Să o primim cu aplauze! Thank you.
scenă, concurenta cu numărul 2, Larisa, ne va impresiona cu un cântec din folclorul românesc.
încurajăm cu aplauze. कल्पना नहीं है, ये मनगढ़ंत संगीत जरूर बनाता है लेकिन दिलों को छूता है। इस डीजे के पूर्वजों का लोक कथाओं में उल्लेख है। इसका संगीत सुनकर भूत प्रेत चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियां थर थर कांपने लगती है। सुनने वाले अभी फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में ऐसा कम ही होता है।
adevărat prințul Bagdadului. Să știți? Continuăm în această notă muzicală și vă prezentăm pe Beatrice Ciotărlă, pe care o cunoașteți din anii anteriori. Să o primim cu aplauze! Bye.
fiecare an ne calcă pragul artiști tineri care reprezintă talentul și ambiția de a deveni mai buni. Vă rugăm să o primim cu aplauze pe Antonela Țâncușe și Rusu Mianu. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
S-a descurcat minunat, mulțumim! George, Alex, Madalina și Olivia v-a pregătit o scenetă amuzantă. Mulțumesc pentru la lecție!